Un accident de circulație a avut loc în Seini, județul Maramureș. Evenimentul rutier s-a produs într-o curbă deosebit de periculoasă, iar vehiculul a plonjat în pârâul Seinel. Două persoane au fost rănite, ele fiind preluate de echipajele medicale. Cele două victime, doi bărbați, au fost duși la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. Unul a suferit un traumatism craniocerebral, iar celălalt un traumatism toracic. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.